Oare de ce crede Levi că la română e doar tocială și că pot combina, cum vor, criteriile de analiză ale unei opere? Pe de o parte, ideea de tocială vine fie de la comentariile de Agata, promovată în culegerile pentru examen, fie de la anumiți profesori care afirmă ritos că numai modul lor de a redacta un comentariu este valabil. Pe scurt, tocești ca la culegere sau ca la proful de meditație. Pe de altă parte, mulți elevi sunt convinși că un comentariu e tot una cu a bate câmpii, așa că n-au importanță nici criteriile, nici ordinea lor. Ba mai mult, un amestec meșteșugit maschează lipsa unor criterii sau prezentarea lor fragmentară. Pe scurt, româna pare o materie alandala. Ce rezultă din asemenea opinii? Dezinteres pentru ceva etichetat ilogic, lipsa lecturii, neasumarea criteriilor de analiză și, până la urmă, analfabetism funcțional. Ce măsuri sunt urgente? Elevii trebuie să înțeleagă criteriile, necesitatea lor și ordinea în care apar și cum acestea trebuie tratate. Au nevoie să fie învățați să se confrunte cu grila de corectare și ordinea operațiilor să fie cea a grilei. În sfârșit, ce rost are să vorbească despre o carte pe care nu au citit-o?